Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux. Bun venit la Starea Sănătății, ultimul episod din acest an. Dar venim cu episoade proaspete din 9 ianuarie, săptămâna aia care începe în 9 ianuarie. Așadar, cum sunteți? Folosiți această perioadă pentru a vă odihni? Na, na, sigur. Mă uit în ochii voștri și citesc nopțile pierdute. Hm? V-ați făcut cele opt ore de somn azi noapte? Na, unii dintre noi nu recunosc chiar dacă au făcut asta. Așa-i? Sunteți cu siguranță familiari cu acest... Fenomen, nu știu, curent al oamenilor care se laudă cu cât de puține ore dorm ei pe noapte. Și cum tot restul timpului sunt niște oameni productivi, care muncesc până la epuizare. Da, da, așa eram și eu acum vreo 15 ani. Un imbecil. Hei, oamenii cu adevărat importanți n-au timp de pierdut cu somnul și cu alte activități neproductive, nu? Pentru că ce suntem noi dacă nu unități de muncă? Noi trebuie să fim productivi. Ce prostie. Așa cum se pare că ar fi zis și Coana Margareta. Da, Madame Thatcher, citată de Daniel Lieberman în cartea O Istorie Naturală a Exercițiului Fizic, Tantii Margareta ar fi zis: Somnul e pentru pămpălăi. E, așezați această afirmație lângă cealaltă afirmație pentru care este cunoscută Thatcher. Societatea nu există și o să înțelegeți despre ce e vorba. Practic, aceste două afirmații leagă o poveste nocivă. Aceea a faptului că e doar responsabilitatea ta să aloci cât mai multe ore din zi pentru muncă. Doar așa. Te vei descurca în viață. O viață pentru profitul altora, nu pentru tine. Responsabilitatea pentru binele tău este una strict personală nici de cum una colectivă. Thatcher, o tanti care a făcut foarte mult rău, susținea că doarme patru ore pe noapte. Foarte puțin dacă chiar e adevărat. Și există studii serioase care spun că 5% dintre oameni pot să doarmă sau n-au nevoie de mai mult de 5 ore de somn pe noapte ca să funcționeze ok. Dar atenție, doar 5 dintr-o sută. Pe de altă parte, chiar e normal să dormim 8 ore pe noapte? Daniel Lieberman spune că de fapt, nu se știe exact de unde a apărut recomandarea celor 8 ore de somn. Cel mai probabil, zice el, ar putea fi atribuită protestelor de la finalul secolului XIX, pentru că atunci muncitorii cereau 8 ore de lucru, 8 ore de odihnă, 8 ore pentru ce vrem noi. Asta e încă o dovadă a faptului că ne agățăm atât de tare de niște idei și ni le asumăm fără ca măcar să știm de unde au apărut. Dar pentru astfel de discuții avem podcastul Vocea Nației. Concluzia lui Lieberman este că aceste opt ore de somn s-ar putea să fie un mit niciun studiu nu demonstrează, spune el, eu am găsit câte ceva literatură pe tema asta, dar Lieberman spune niciun studiu nu demonstrează că 8 ore de somn pe noapte ar fi uh, optime. Uh, cei mai mulți adulți uh, dorm în medie 7 ore pe noapte, iar studiile, uh, zice Lieberman, arată că persoanele care dorm în jur de 7 ore pe noapte tind să fie mai longevive decât cele care dorm mai puțin sau mai mult. Oricum, în toate materialele pe care le-am găsit, în toate podcasturile pe care le-am văzut, în uh, cartea lui Walker, în uh, podcastul realizat de Huberman cu Matthew Walker și cu alții despre somn, n-am găsit uh, alte valori, adică acolo minimum șapte, maximum opt ore uh, de somn, pe noapte, pentru un adult, mai mult somn la copii, bineînțeles. Adevărul e că suntem diferiți. Procesele noastre biologice sunt diferite, iar somnul nu face excepție de la asta. Uite, de când am jucăria asta, are și nevastă mea, are și fimiu, ne, ne comparăm în fiecare. Dimineața, în fiecare zi, fie dimineața, fie seara, calitatea somnului. Și sunt de acord că există destule erori, că măsurătorile nu pot fi extraordinar de exacte. Pe de altă parte, îți dai seama de niște pattern-uri. De pildă, băi, ai prea mult somn ușor sau somn rem, da? Rapidai movement. Uh, somnul ăla când, când te așezi în pat sau uh, somnul adânc care ar trebui să fie undeva între 20 și 40%, uh, chiar dacă e în această valoare, cazul meu este foarte fragmentat și atunci n-ai o calitate a somnului foarte bună. Ei bine, având aceste date, poți să începi să lucrezi, poți să mergi la un specialist, poți să vezi despre ce e vorba și sunt foarte utile Astfel de, de măsurători. Dar mai sunt unii care zic, bă, trebuie să dorme ta, ca ta dorm eu. Nu. Dormim diferit de la o persoană la alta, de la, de la o cultură la alta, mai mult sau mai puțin, cu sau fără pernă, în întuneric complet sau fără să avem probleme cu lumină. Uite, de exemplu, dacă ai nevoie de liniște și de întuneric atunci când dormi, Lieberman zice că ești o ființă neobișnuită din punct de vedere evoluționist. Eu, de exemplu, am nevoie de întuneric complet. Altfel nu pot să dorm. Alți oameni din jurul meu nu se pot trezi bine dacă nu văd primele raze de lumină în casă. Deci, suntem diferiți. Și uneori e foarte bine că suntem așa. Trebuie să ținem cont de treaba asta. Aviz celor care răspândesc tot felul de, de, de sfaturi pentru că aia li se potrivește lor. Așadar, pentru că e ultimul episod din această serie despre mișcare înainte de sărbătorile de iarnă, vă las cu cele cinci întrebări pe care le redă Lieberman în carte ca să aveți să vă studiați comportamentul de somn zilele astea. 1. Sunteți satisfăcuți de modul în care dormiți? Rămâneți treji toată ziua fără să ațipiți? 3. Dormiți între orele 2 și 4 dimineața? Sunteți treji noaptea mai puțin de 30 de minute? Și 5. Dormiți între 6 și 8 ore pe noapte. Dacă răspunsul este da. De obicei da la aceste întrebări, puteți sta și puteți dormi liniștiți. Sunteți bine. Dormiți destul. Dacă nu, în opinia mea ar trebui să mergeți la un specialist pentru că Lipsa somnului duce în timp la grave probleme de sănătate. Foarte puțini oameni cu care am stat de vorbă înțeleg asta. Și foarte puțini oameni acordă atenția cuvenită somnului. Problemele pot fi, mai ales în cazul femeilor, de ordin hormonal, tot felul de dereglări hormonale, iar asta se poate rezolva spun specialiștii dar e nevoie de, de analize e nevoie de monitorizare e, e nevoie de ceva efort dar se rezolvă apoi dacă nu aveți astfel de probleme, o soluție care dă rezultate pentru foarte mulți oameni, atenție nu pentru toți este cea pe care am susținut-o de când am început această serie, mai multă mișcare cu cât veți fi mai activi din punct de vedere fizic, cu atât veți avea o calitate a somnului mai bună. La mine, cel puțin, funcționează de minune. Singurele nopți în care nu dorm bine, nu dorm suficient, nu am uh, somnul adânc uh, continuu, ci foarte, foarte fragmentat, sunt nopțile care pun capăt unor zile fără prea multă mișcare. Am monitorizat, concluzia este foarte clară. Uh, uh, atenție, mișcarea n-ar trebui să fie făcută seara foarte târziu pentru o bună calitate a somnului. Și asta e o mare problemă pentru foarte mulți care ajung epuizați după orele de serviciu să facă mișcare, de la 8 la 9 jumate, de la uh, și e, e foarte foarte greu apoi să mai ai un somn bun. E despre cum facem mișcarea plăcută, despre când o facem, despre cum îi convingem pe cei din jur să ni se alăture pe acest drum către sănătate și către un somn bun și despre toate beneficiile mișcării vorbim în continuare anul viitor. Să vă fie bine. Cu electrocasnice intuitive gătești sănătos. Emisiune susținută de Electrolux.